Salutare! Astăzi vreau să spun de ce nu cred eu într-o singură sursă de trafic atunci când vrei să generezi vânzări în magazinul tău online sau în site-ul tău de prezentare. Vezi tu, totul pornește de la avatarul de client. Practic, tot mai mulți antreprenori încep să-și creioneze avatarul de client. Demograficele, vârstele până la care sunt disponibili clienții să cumpere, zonele geografice și așa mai departe. Dar dacă stăm să ne gândim mai departe legat de acest avatar de client, ne dăm seama că pentru multe produse sau servicii avem practic mai multe avatare de client. Avem cei care consumă produsele în moduri diferite. Avem femei, avem bărbați, avem cei mai tineri care probabil fac achiziția mai rapid, avem cei peste o vârstă care, să zicem, sunt mai competenți, fac mai mult research și fac achiziția mai târziu. Toate aceste informații le vezi în contul tău de Google Analytics. Este doar unul dintre motivele pentru care îți recomand să diversifici sursele de trafic. Vezi tu, atunci când facem Facebook Ads, oarecum intrăm cu forța în viața celui care navighează pe Facebook și începem să-i arătăm reclame, chiar dacă este mai mult sau mai puțin interesat. Acum, să fim sinceri, cum am mai discutat, oamenii nu intră pe Facebook pentru a face cumpărături. Oamenii se plimbă, vor să vadă ce se întâmplă, se uită după știri, se uită după ce fac cu apropiații și noi îi afișăm reclame. Ei bine, dacă avem o audiență bună și dacă reușim să-i atragem atenția cu reclama noastră, lucrurile funcționează foarte bine. Da, Facebook este foarte bun atunci când vrei să-ți lansezi un produs, când vrei să intri în piață, să te faci cunoscut, să-ți faci cunoscut brandul și multe alte produse. Deci funcționează, trebuie să fii pe Facebook. Pe urmă sunt cei care caută produsele în Google, cei care caută anumite branduri în Google, cei care își caută soluția la problemele lor, pentru că da, oamenii cumpără produse atunci când au o problemă, când au nevoie de produsul respectiv. Și de aceea traficul din Google, fie că vorbim de cel organic sau de rezultatele din Google Ads, rezultatele plătite, sunt oarecum mai relevante pentru că ei caută, au nevoie, te găsesc pe tine și pot să cumpere produsul să-și rezolve problema. Deci iată că trebuie să fii prezent și în Facebook și în Google. Și organic și în mod plătit. Asta cu organic versus plătit este, depinde de ce vrei tu să faci. De cât de rapid vrei să accelerezi lucrurile. Dacă vrei uneori să depășești în trafic, apeși accelerați. Exact la fel se întâmplă și în cazul marketingului online, doar că aici trebuie în permanență să apeși pedal, adică să ai campanii PPC, campanii plătite, pentru că deja sunt foarte mulți jucători care sunt activi acolo, pe care trebuie să îi depășești din punct de vedere al business-ului. Cum stăm organic pe Facebook? Printr-o pagină bine optimizată și cu postări în mod constant și îți recomand 80-20, 80% educare, 20% vânzare, partea comercială. La fel stă situația și în cazul Instagram. Despre Google, partea organică versus cea plătită, SEO. Scrii conținut, îl promovezi, duci campanii de backlink-uri și vezi ce funcționează mai bine și amplifici cu bugete la nivel de produs. Sau poți să faci remarketing pe search, remarketing pe display, pe YouTube și am mai văzut alte materiale în care am discutat despre acest aspect. Dar nu toți oamenii cumpără din prima. Știm că rata medie de conversie în România este undeva la 1%. Doar 1%, restul sunt într-un proces de research, de comparare și trebuie să îi aduci într-un proces de vânzare în business-ul tău. Atunci îți recomand să ai acele campanii de lead generation, să le captezi adresele de email pentru a transforma contactele în clienți. Am discutat și despre asta. Dar oamenii intră și ies de pe un site, poți să activezi pop-up-uri de exit, care funcționează cel mai bine pe desktop. Poți să-ți faci landing page-uri speciale pentru lead generation, landing page-uri de teasing, chiar și landing page-uri prin care aduci oamenii prin remarketing, cei care nu au reușit să cumpere din prima vizită din site-ul tău. Așa că, oarecum ești nevoit sau îți recomand să te ocupi și de email marketing, ca fiind a treia sursă de trafic. Practic, email marketingul este canalul cu cea mai mare rată de conversie. Și spun și de ce? Pentru că oamenii deja te cunosc, au avut încredere în brandul tău să lase adresa prin care să accepte comunicarea comercială din partea ta. Practic, este deja un segment
într-un stadiu mai avansat de încredere în business-ul tău și de dorință față de produsele și serviciile pe care le ai. Deci, Facebook organic, faci postări, Facebook Ads, amplifici toate acțiunile pe care le faci și intri pe audiențe noi. Pe urmă poți să-ți faci audiențele de lookalike. La fel stă situația și în cazul campaniilor Google. Îți recomand să fii prezent atât în partea de SEO, să-ți optimizezi site-ul, să-ți optimizezi produsele, să adaugi articole în blog și să ai campanii PPC. Dar îți recomand să mergi și pe cuvinte long tail, acolo unde concurența este mai mică și rata de conversie este mai mare atunci când vorbim de partea comercială, să zic așa. Mai nou, foarte multe afaceri sunt tot mai prezente pe Instagram. Ei bine, de pe Instagram este destul de dificil în prima fază să aduci oamenii din canal în magazinul tău online, dar îți spun acum ce poți să faci. Prima dată iar trebuie să ai contul bine optimizat, să folosești toate elementele care ți le pune la dispoziție platforma, adică Instagram, să folosești corect acel link în bio, acolo îți recomand să folosești un landing page din magazinul tău online și atunci când faci postări, când inspiri oamenii, când vreți ce se întâmplă în business-ul tău, când areți produsele, când areți testimoniale de la clienții tăi, poți să comunici acel link în bio. Cum folosești link în bio la început pentru business-ul tău? E bine, până să ai 500-1000 de followeri sau până să-ți lansezi magazinul, poți să ai acel landing page pentru lead generation, să captezi adresele de mail, să ai primele 10, 15, 20 de postări, după care începi să folosești hashtag-uri, mai multe hashtag-uri, să-l promovezi în pagina ta de Facebook sau pe YouTube sau un email sau pur și simplu să faci acele concursuri, giveaway-uri despre care am mai discutat și la Instagram Day. După ce contul tău crește și începi să ai interacțiune, în continuare îți recomand să faci postări, poți să schimbi landing page-ul, să ai un landing page cu oferte special pentru audiența ta de Instagram. Cum poți să identifici ce produse să adaugi în acel landing page pentru a genera mai multe vânzări? Dacă tu până în prezent ai activat o campanie de Facebook Ads strict pe Instagram și ai avut o campanie de conversii, te uiți ce produse, care au fost top, cele mai bine vândute produse în Instagram și le alegi pe acele să le pui în contul tău, în landing page-ul de pe Instagram. Ei bine, sper că aceste informații să fie utile, să folosești inteligent toate canalele de marketing care sunt disponibile. Ideea este să fii prezent pe tot, să vezi ce se întâmplă, să-ți acorzi un timp și de testare acolo unde încă nu ești prezent și să faci un research asupra brandurilor pe care tu le vinzi sau asupra competitorilor, să vezi care, unde este prezent, cum este prezent și cât de activ este. Pentru că una este prezența, doar să ai acolo un cont activ sau să definești câteva cuvinte cheie, să-ți optimizezi un articol, să scrii 2-3 articole fără să le promovezi. Alta este să devii activ, să vezi că există o acțiune constantă, să folosești tool-uri în anumite cazuri sau vorbești cu cei care îți asigură ție serviciile de marketing. Până data viitoare, îți recomand să te uiți și la alte materiale și spor la acțiune!